Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunt Veronica Sandu și sunteți la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Cei care mă urmăresc și aplică măști de înălbire, mergem mai departe, iar pentru cei care sunt pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificări și să vă bucurați de filmulețele și de sfaturile noastre. Dar astăzi, următoarea mască, căci luni am publicat un filmuleț cu măsculiță de înălbire din varză, dar astăzi o altă măsculiță interesantă din ridichie neagră. Ridichia neagră, care are multe, multe beneficii, fiindcă conține o comoară de vitamine, proteine, glucide, potasiu, niacină, vitamina grupului B, vitamina C, de aceea noi își folosim și interior și exterior pentru efectele ei de imunomodulatoare, expectorale, antibacteriene și multe, multe altele. Dar noi o vom folosi astăzi ca o mască de înălbire. Fiindcă suntem la cura de înălbire care va continua până în primăvară, vă motivez să vă aplicați aceste măști pentru doamnele care au pigmentație, care sunt dispuse la petele maronii, care s-au bronzat foarte tare și își doresc să-și reînnoieze tenul, să-l împrospăteze. Și dați să vedem cum, dați să începem măsculița. O voi curăți ridichea, o voi da o pinrozătoare, voi adăuga o cremă grasă. Pentru persoanele care au pielea sensibilă, vă recomand ca o bucățică de ridiche să aplicați pe partea interioară a cotului și timp de 10 minute veți vedea reacția. Vă recomand cu precauție să aplicați această mască și să o folosiți. De aceea și aleg să adaug o cremă grasă. Puteți să adăugați smântână, iaurt, suc de lămâie, mai ales pentru persoanele cu tenul gras, acneic, poros. Și mergem să aplicăm masca. Îmi pregătesc aici o doză de cremă grasă. Vă da ridichea pe rozătoare. Vedeți că iarăși am luat rozătoare plastică și dăm pe rozătoare măruntă. Rozătoare plastică deoarece să nu se inactiveze substanțele active. Căci și vitamina C, și vitamina B, și E, și PP, și niacina sunt foarte sensibile la metal. Am obținut aici așa luăm așa o lingură de masă și adăugăm în crema noastră. Pentru ca să măresc concentrația vitaminei C în ridiche, voi adăuga și suc de lămâie. Aici eu l-am scurs. Câte aici? Vreo 5 picături. Și amestecăm bine, bine, bine. Iată, mi-am aplicat între timp un pic de ridiche și cât am amestecat, cât am dat pe rozătoare. Vedeți că nu este hiperemie, tenul are pielea e intactă și că pot să-mi aplic masca. Iată măsculița noastră aici s-a primit și voi aplica-o cu spatula. Și după cum vă spuneam că am aici niște pete micuțe, micuțe și pentru a înălbi, îmi aplic în zona aici, în zona decolteului. Așa. O altă metodă de aplicare a măștilor. Aplic, acum voi aplica doar acolo unde am mai multă pigmentație. Ca apoi voi masa un pic această mască. Iată, aplic pe bărbie. Aplic aici în zona obrajilor, unde m-am bronzat, aici eu am pe nas, am niște pete. Iată așa aplicăm și în zona aici.
Partea laterală, mai ales este aici, unde soarele iubește să ne sărute. Așa. Și aici voi lăsa așa ca porția. O să aplic toată masca. Și iată aici, la mine este loc ușor. Și aplic acolo. Și ca să vă arăt cum mai puteți aplica. După ce v-ați aplicat masca, acum vom masa, vom întinde masca. Iată așa. Fiindcă masând, noi ajutăm ca substanțele, fiindcă este pe bază de cremă, masca se întinde foarte ușor. Iată, țin mâna și aici că mai cade pe jos, ca să nu cadă jos, îmi țin mâna. Și ca ulterior, măsăm bine pe unde sunt pete, pe unde avem problema. Desigur că evităm zona ochilor. După vom aplica discuri, muiate în ceai. Cam atât de astăzi. Voi expoziționa masca 15-20 de minute. Și o voi înlătura cu un prosop umed, strâns, voi șterge doar. Ne întâlnim vineri la o altă mască de înălbire. La revedere, vă îmbrățișez și vă iubesc, dragile mele și dragii mei!